Binecuvântat să fie Domnul și Dumnezeul nostru, Cel care stăpânește din veșnicie în veșnicie, Cel care are autoritate și peste cei buni și peste cei răi, și peste oameni și peste demoni. Binecuvântat să fiți cei ce ascultați cuvântul, în a-L putea pricepe, în a ne da Duhul Sfânt lumină în interpretarea tainelor sfinte și puterea necesară trăirea acestor adevăruri eterne. Astăzi voi citi cuvântul scris din cartea Ezechiel, capitolul 14, de la versetul 12 la 23. O profeție cu mai mult de 2500 de ani în urmă rostită, dar care totuși are aplicabilitate, așa cum rezultă și de alte texte din Scriptură, chiar și în vremea noastră. De altfel, profețiile sfinte adesea se împlinesc în mod repetat, iar uneori amplificat. Dar să ascultăm cuvântul scris de la versetul 12, care începe tocmai cu aceste cuvinte. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, dedându-se la fără de lege și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma toiagul pâinii, dacă îi voi trimite foamete, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar de-ar fi mijlocuit acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar scăpa decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Dacă ar lăsa ca țara să fie cutreierată de fiare sălbatice, care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar putea trece nimeni din pricina acestor fiare, și ar fi mijlocuit acești trei oameni pe viața mea, ce Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ar scăpa și țara ar ajunge în pustiu. Sau dacă aș face sabie împotriva țării acesteia, dacă ar zice să treacă sabia prin țară, dacă i-aș nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, și ar fi mijlocuit acești trei oameni pe viața mea, ce Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei singuri ar scăpa. Sau dacă aș trimite ciuma în țara aceasta, dacă mi-aș vărsa urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desfârșire oamenii și vitele, și ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov pe viața mea, ce Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei ce-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele, sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desfârșire oamenii și vitele, tot va fi o rămășiță care vor scăpa, care va ieși din el, și anume fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veți vedea purtarea și faptele și veți mângâia din norocirea pe care o aduc împotriva Ierusalimului de tot ce aduc asupra lui. Ei vă vor mângâia când le veți vedea purtarea și faptele și veți cunoaște că nu fără temei fac eu tot ce fac împotriva Ierusalimului, zice Domnul Dumnezeu. Amin. Am intitulat aceste explicații sfinte Armele Mâniei Divine. De altfel, denumirea nu mi-aparține, ea se regăsește în texte biblice. Iată ce vă citesc din Ieremia, capitolul 50, versetul 25. Domnul și-a deschis casa de arme și a scos din ea armele mâniei lui, căci aceasta este lucrarea Domnului, Dumnezeul oștirilor. În cazul acela, spune profetul, în țara haldeilor. Ceva asemănător este scris în cartea prorocului Isaia, la capitolul 13, versetul 5. Domnul și uneltele mâniei lui vor nimici tot pământul. Așadar, dacă oamenii au arme din ce în ce mai sofisticate, între care arsenale nucleare și mai nou în domeniul ciberneticii, al biologiei, alchimiei, Dumnezeu are arme și le-am putea numi clasice, vechi, dar sunt super eficiente.
La capitolul sabie Dumnezeu poate include și bombardierile noastre. Dar el se poate descurca să ucidă cu săbile îngerilor, care sunt de altă factură. Vreau să vă arăt că și alte texte biblice menționează aceste patru arme numite aici pedepse grozave. În cartea Levitic, în capitolul 26, unde este scris despre ceea ce aștepta poporul dacă nu slujea Domnului, avem ca și în Deuteronom 28, întâi binecuvântarea, apoi blestemul. Și apare aici o mențiune ce se regăsește și în cartea Amos. Citez versetul 18. Dacă cu toate acestea nu mă veți asculta, vă voi pedepsi de 7 ori mai mult. Iată de ce sunt numite pedepse grozave. Aminteam de profetul Amos, unde scrie în capitolul 4, cum Domnul i-a lovit și apoi zice, și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Și enumeră o altă lovitură, altă pedeapsă. Cum spuneam, acest text este foarte actual, pentru că în cartea Apocalipsei sunt amintite cele 4 pedepse grozave, armele mâniei divine, Apocalipsa capitolul 6, versetul 8, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui, cel ce sta pe el se numea moartea și împreună cu el venea după el locuința morților, că normal este așa, moartea acolo îi trimite. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia 1, cu foamete a 2, cu molima 3 și cu fiarele pământului 4. Da. De ce aduce Dumnezeu astfel de pedepse înăsprite? Textul nostru ne dezvăluia ca și între contextul biblic motivele mâniei divine. Vers 13. Fiul omului când va păcătui o țară, ca așa cum prevedea legea, pentru că erau ritualuri diferite, dacă păcătuia un om de rând, dacă păcătuiau căpetenii sau preotul sau tot poporul. În toate aceste situații de păcate, Dumnezeu își revarsă mânia, este un principiu general. Așa cum explica apostolul Pavel, citesc din Roman capitolul 1, versetul 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Și cum spune tot aici, versetul 2, după ce enumeră fazele de cădere și amplitudinea și diversitatea păcatului, și măcar că știi hotărârea Dumnezeu, care hotărârea? Că pedepsește. Chiar dacă oamenii se fac doar că nu știu, cum spune în 2 Petru 3, ei conștientizează, pentru că, așa cum spune aici în Romani, conștiința umană, chiar și legislațiile statelor care prevăd pedepse pentru cei ce încalcă legea, sunt un indiciu. Da? Dumnezeu pedepsește și lumea asta e foarte vinovată. Nu se poate să nu vină pedepse de la Dumnezeu. Nu se poate. Nu le dorim, că ne afectează cel puțin în parte pe toți. Când a fost foamete în țară, greu a fost și pentru Ilie să procure mâncare. Au suportat și vitele, cum de altfel am citit și aici în Ezechiel, că așa ca la potop, Dumnezeu le pedepsește și pe ele, deși este milă de ele, așa cum a spus în cazul celor din Ninive.
dar adesea și animalele se strică, oamenii, demonii le corup și pe ele. Să privim succint asupra celor patru pedepsei și să o facem în modul în care Dumnezeu tratează oamenii cu aceste pedepse. În text am citit că Dumnezeu poate nimici o țară și să scape trei oameni. Cu asta nu vreau să spun că în toate situațiile este așa, pentru că sunt și situații limită în care, așa cum scrie în Ezechiel 21, Dumnezeu face ca să moară toți. Dar evident că destinul lor nu este același. De altfel, de murit, murim toți. Diferite boli, că nu pune nimeni punct în viață de sănătos, ne fac să trecem din viață. Dar când e vorba de pedepse de genul acesta, fie că ele sunt în masă și se moare încât, așa cum e scris, nu mai e loc de îngropare sau echipe funerare, sunt pedepse care nu lasă loc de har, după cum în final va fi un pahar neîndulcit, neamestecat. Dumnezeu a intervenit de mai multe ori în istorie. Să le luăm în ordinea care am citit-o prezentată în Apocalipsa la capitolul 6. Prima este sabia. Dumnezeu poate să declanșeze războaie și să sisteze războaie. Este scris că demonii, în fond, se ocupă de asta, Apocalipsa 16, se le adună la război pe neamuri. Dar este cu îngăduința lui Dumnezeu. De altfel, Dumnezeu face ca oamenii să se lovească unii pe alții. Vă amintiți de episodul acela descris în cartea a doua a Cronicilor, capitolul 20, când au venit într-o coaliție militară împotriva lui Iosafat. Și Domnul a îngăduit ceea ce vă citesc de la versetul 22. În clipa când a început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiului Amon și a lui Moab și împotriva celor din muntele Seir care veniseră împotriva lui Iuda și au fost bătuți. Cum? Fiului Amon și a lui Moab s-au aruncat asupra locuitorilor din muntele lui Seir ca să-i nimicească cu desăvârșire, să-i prăpădească. Și după ce au isprăvit cu locuitorii din Seir, s-au ajutat unii pe alții să se nimicească. Da. Dacă tot am amintit de Iosafat, avem un episod interesant când s-a dus la război împotrivă cu cuscrul său Ahab. Cine l-a trimis pe Ahab la război? El a vrut să meargă, dar a fost o hotărâre luată din cer. Și el s-a supus, a fost îngăduit un duc de minciună, ca să meargă pe front și să moară acolo. Dar l-a chemat și pe Iosafat. Și interesant, i-a spus lui Iosafat să rămână cu straile sale regale, iar el s-a deghizat. Și având în vedere faptul că împăratul Siriei 30 din 2 Cronici 18 ne spune că nu se poruncă să nu vă luptați nici cu mic, nici cu mare, să vă luptați numai cu împăratul lui Israel. Când au zărit mai mari carilor pe Iosafat, că era îmbrăcat ca un împărat, au zis, este împăratul lui Israel. Și l-au înconjurat ca să lupte cu el. Iosafat a scos un țipăt, Domnul l-a ajutat și Dumnezeu l-a depărtat de la ei. Auzi. Și Ahab deghizat și nu în linia întâi, că putea fi omorât cu sabia, s-a tras cu arcul. Probabil era mai în spate. Și a murit.
Deci iată cât este adevărat ce scrie în Ezechiel 14, că Dumnezeu face să cadă sub sabie și nerânduit pentru asta, cum spune în Ieremia, cei sortiți la sabie, Ieremia 15. Și Dumnezeu poate face pe oameni să scape într-un mod miraculos să-i păzească de sabie. Dar nu se încadrează aici sabia lui Rod, care a lovit prin soldat capul lui Amutezător. Este cu totul altceva. Aceste procese verbale sunt fundamental diferite. Mulțumim Domnului că în țara noastră n-a fost de mult război și Duhul Sfânt ne-a științat să ne rugăm să nu treacă sabia prin țară, că lasă multă durere în urmă. Eu când mă rog Domnului pentru țară, spun, Doamne, mai bine altfel de pedeapsă, dar nu război. Bunul Dumnezeu să aibă milă. Dar chiar dacă este război, Dumnezeu poate să-i păzească pe cei credincioși. Bunicul meu dinspre tatăl este un astfel de exemplu. A mers înspărăsărit cu frontul până la încercuirea de la Stalingrad. A scăpat de acolo în carlinga unui avion, ultimul care a ieșit din încercuire. A mers în partea cealaltă, înspre vest, după ce s-a întors frontul până în Tatra Mare și mi-amintesc cât îmi povestea de pe front, din 39 până în 45. Avea un socru evlavios care se ruga în fiecare zi pe cămașa lui, așa știa el. Și îi spunea soției celui de pe front, care era deci fica lui, nu te teme. Îmi amintesc, îmi spunea cineva despre un frate din zona Caransebeș, că s-a temut când a venit ordinul de mobilizare. Și că el în buzunar s-a dus să mai prinde o seară de rugăciune și Duhul Sfânt i-a spus, nu s-a fabricat glonțul pentru tine. Dar când îngăde Dumnezeu să moară mulți, nu numai unul, trece glonțul prin toți, adică vor fi arme de distrugere pentru toți, ca o pedeapsă de la Dumnezeu. Iată câteva cuvinte despre a doua pedeapsă în ordinea din Apocalipsa, capitolul 6, versetul 8. Foametea. Și acum, când sunt depozite și se pot păstra alimentele, mai mulți ani, da, în prezent pe glob, foamea este foarte prezentă, în Africa, de exemplu, dar poate să colinde și alte continente. Nimeni nu o poate opri. Cum nu pot fi oprite roiurile de lăcuste, dar asta ține de altă plagă. Da? Au fost vremuri când, datorită foametei, cum scrie în blestemele din Deuteronom 28, au ajuns să-și piardă și mințile și să-și mănânce copiii. Am citit că s-a întâmplat asta și în Evul Mediu, aici pe continentul nostru. Aș vrea să ne amintim câte perioade de foamete sunt prezentate în Cartea Geneza și în întreg Noul Testament, sau cum scrie în Fapte, că a fost o profeție, că va fi foamete, că ploaia e la Dumnezeu. Fenomenele acestea țin de El. Cum scrie foarte clar în cartea prorocului Ieremia, vă citesc din capitolul 10, versetul 13, la tunetul lui urlă apele în ceruri, el ridică nori de la margine pământului, dă naștere fulgerilor și ploi și scoate vântul din cămările lui, sau tot în Ieremia 14 cu 22, este oare printre oidul neamul vreunul care să aducă ploaie? Sau poate cerul să dea ploaie? Nu dai tu ploaie, Doamne Dumnezeul nostru, nu ne dăjduim în tine, căci tu ai făcut toate aceste lucruri. Oamenii se pricep să mai fugărească un nor sau să bombardeze cu ceva substanțe și să provoace niște strope, așa vorba cuiva, ca și cu busuiocul. Dar să întrețină întreg pământul nu se descurcă
Și fac aici o precizare. Adesea aceste pedepse sunt corelate. Pentru că foamea poate fi cauzată și de fiare, cum aminteam de lăcuste. Și războiul adesea aduce foamete. Se consumă economia unei țări, mor bărbații. Toate acestea depind de Dumnezeu în întregime, dar vă citesc și pentru perioade de foamete ceea ce scrie în Psalmul 33. Că iată, Dumnezeu poate să facă separare, cum am citit de la început în Ezechiel 14, versetul 18, citesc din Psalmul 33. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, rețineți expresia se tem de El, că voi aminti îndată ceva, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui ca să le scape sufletul de la moarte, să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Mărit să fie Domnul. N-a fost așa cu Ilie. Văduva credea că moare. Dar Dumnezeu a știut că are ultimă porție și a rezolvat ambele situații, și a familiei ei și a lui Ilie. Mare Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. El știe să poarte de grijă. Cum în vremea comunistă erau rații. Nu a contat că-s mai mulți copii sau mai puțini. Dumnezeu la sfinți le poartă de grijă. Iar dacă chiar trebuie să sufere cineva, cum de exemplu a suportat perenajul pustiei Iosua și Caleb, care puteau ajunge atunci în țară, Dumnezeu a folosit pentru popor. Dacă un sfânt moare de sabie, el culege răsplat. Dacă un păcătos moare de sabie, el trăiește o groază în plus. Și nu compensează asta să fie achitat de pedeapsa morții veșnice. Iată cât de mare este diferența. Trecem la o a treia situație în ordinea descrisă în Apocalipsa, capitolul 6, versetul 8. Molima, adică bolile, și ciudat, măcar că știința, medicina a avansat, suntem în stare să schimbăm vorba unui medic către un frate. Omul e cu piese de schimb de acum. Numai că fratele a zis, dacă aveți piese de schimb, de ce până la urmă moare omul? Și medicul n-am avut ce să spună. Bolile, în mod deosebit cele cauzate de imoralitate, s-au înmulțit. Cele cauzate de stările păcătoase, stres, anxietate, depresie, chestiuni care nu le-au avut țăranii de demult nici în necaz. Am eradicat alte boli, sunt vaccinuri, dar pentru păcate, dacă nu-s vaccinuri și iar se păcătuiește, Dumnezeu lovește crunt cu boli, și acum ne aflăm în timpul acestei pandemii de coronavirusul acesta. Și oamenii se întreabă, este fabricat în laborator sau s-a declanșat natura? Nu știu, nu vreau eu să fac precizări nesiguri atunci când vorbesc dintr-un cuvânt al lui Dumnezeu atât de sigur. Cert este că Dumnezeu controlează toate acestea. Și chiar și-ai spun, când un credincios moare de o boală, cum scrie de Elisei, că s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. Că toți ne îmbolnăvim și murim. Dar pentru sfinți, boala este un mod de curățire. Pentru ceilalți este un mod de chinuire. Cum scrie spre Ioram, fiul lui Iosafat, anunțat pentru scrisoarea propriului Ilie, că va fi lovit de o boală cruntă, îi vor curge măruntaiele. A murit fără să-i pară rău nimănui după el. În dureri grele, fără speranță, ca și Ahazia, ruda a lui.
fii adoptivi ai Izabelei. Da, diferența este mare. Pe sfinți Domnul îi păzește de bolile acestea ca și o sândă, cum scrie în Exod 15:26, dacă vei asculta cu aminte glasul Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea lui, dacă vei asculta de poruncile lui și dacă vei păzi toate legile lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile care am lovit pe egipteni. Știți plăgile? Și evreii au fost cruțați. Îmi vine în minte un caz pe care am aflat din fostă Uniune Sovietică. A avut o boală. Pare mi se era ceva de ordin dermatologic, un fel de râie ceva. Și a lovit pe credincioși. Și s-au smerit. Dumnezeu s-a îndurat de ei. Nu era ceva mortal, dar era dureros, neplăcut. Dar ce a fost interesant, după ce a trecut asta pe la sfinți ca să-i curățească, s-au îmbolnăvit în masă oamenii din jur, dar nu se mai îmbolnăveau credincioșii. Probabil a fost într-o zonă experiența asta. Da, că e valabil ce scrie în Psalmul 91. Și nu este bine să folosim acest cuvânt fără aspectele de care aminteam, ca să creadă cineva că asta e o idee excentrică. Dacă ești sfânt, trebuie să nu suferi de nicio boală. N-ai voie să te îmbolnăvești. De ce nu spun și că n-ai voie să mori? Că doar nu poți muri sănătos. Scrie în Psalmul 91, versetul 2, dar el te scapă, între altele, de ciumă. Versetul 6, nu trebuie să te temi nici de ciuma care umblă întunești, de molima care bântui ziua în amiaza mare. Deci nu va veni peste sfinți boala ca o armă a mâniei divine. Dacă va veni, va veni ca o nuia omenească, așa cum i-a spus lui David despre fiii săi, cum scrie în Evrei 12, că ne pedepsește spre binele nostru. Cum spunea un frate ajuns în spital cu dureri de rinichi și sunt grele, că într-o noapte a visat, se întreba, Doamne, cum se face? A visat că era la un spital, că nu m-a pocăit aici. Și s-a spus, e pentru recuperare. Cei ce au probleme, înainte de a fi mântuiți, de a încheia viața, trec pe aici, că Dumnezeu aici cu noi încheie conturile. Pe ceilalți îi lovește și nu-i mântuiește, dar în cazul nostru, dacă ne aplică vreo nuielușă, este pentru trezire, pentru îndreptarea noastră. Și iată cea de-a patra situație. Fiarele câmpului. Cum? În metropole să se moară de fiarele câmpului? Da. Și cum spuneam, e o relație cu foame. Dacă vin lăcuste, nu mai au cei de la oraș ce să mănânce. Dacă se mulțesc viermi sau păsările. Dar și în orașe sunt destui șobolani, foarte puternic transmițători de boli. Sunt fel și fel de țânțari, de paiani. Dumnezeu are o gamă variată de ucidere prin animale, iar dacă nu-i mai cazul să ne omoare vreun leu sau vreun urs. Sau se pot transmite boli de la animale la oameni. Dar să ne amintim cum s-a întâmplat cu prorocul acela care s-a dus din Iuda la Betel, 1 Regi 13. Interesant. A fost lovit de un leu mortal, sfâșiat, am putea spune. Dar ciudățenie este acolo că măgarul n-a fost sfâșiat de leu și leu nu plecase. Și-a îndeplinit misiunea și atât. După cum le iei din groapa cu lei a lui Dariu, și-au îndeplinit misiunea cu succes. Nu l-au sfâșiat pe Daniel, dar pe ceilalți i-au fărâmițat din zbor.
Cum așa? Pentru că și animalele sălbatice sunt o armă divină, sunt un glonț și Dumnezeu ochește bine. Nu trage în vânt, nu se încurcă lucrurile așa cum mai pățesc vânători neexperimentați să tragă în gonaci. Nu, nu. De aceea să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să nu uităm de armele mâniei Lui cu care va face curățenie pe pământ. Citiți Apocalipsa. Dumnezeu va lovi pământul. De ce scapă cei trei? Pentru că vor fi protejați de Dumnezeu datorită relației de favoare care o au cu El. Știți cum a zis David către comandanții oștirii? Purtați-vă o grijă cu Absalom, numai cu Absalom. Nu avea astfel de merite. Aș vrea să observăm. Există un principiu salvator. Pe cine scapă bunul și marele nostru Dumnezeu? Care e soluția, frați și surori, prieteni, dragi, copii, tineri, bătrâni care mă ascultați? Nu trăiți cu teamă de armele mâniei divine. Trăiți cu teamă de Cel ce poartă armele, de Domnul. Este ca și într-o democrație, dacă te temi de lege, nu-i suporți rigorile. Dacă respect ce scrie, nu te interesează ce se constituie în contravenție și infracțiune. Respect regulile și n-ai probleme. Respect regulile circulației și polițiștii nu sunt ceva de speriat pe drum. Da? Pentru că spune Scriptura în Eclesiastul 3 cu 14 că Dumnezeu face în așa fel ca lumea să se teamă de El. Unii se tem de cuvântul Lui și nu sunt pedepsiți. De altfel, acest principiu se aplică și în familie. Copiii care sunt ascultători nu sunt pedepsiți de tata și mama. Dar care nu vor să asculte, vor ști că tata și mama sunt o autoritate. În cazul lui Dumnezeu, situația este mult mai categorică. Spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 15, versetul 4, citez: cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăbi numele Tău, căci numai Tu ești Sfânt și toate neamurile vor veni să închine înaintea Ta? Dar de unde și până unde se pocăiesc toți? Nu, ascultați ce scrieți, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Da, dragii mei, avem de ales să ne temem de Domnul sau o să ajungem să ne temem de armele lui Dumnezeu. Să nu fim ca și faraonul, zice, cine-i Domnul ca să ascult? Bine, o să faci cunoștință. Și când a văzut, s-a speriat, dar tot nu i-a ținut de tot, până a ajuns în Marea Roșie. Și speriat a murit. Da? De aceea să reținem cuvintele Domnului din Evanghelia după Luca, din capitolul 12, care spunea versetul 4, vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți eu, ci trupul, și după aceea nu mai pot face nimic. Însă vă arat de cine să vă temeți, temeți-vă de acela care după ce a ucis prin pedepsele sale, cum am vorbit, are putere să arunce în ghenă. Da, vă spun de el să vă temeți. Da? Iată ce scrie și în Isaia, capitolul 66. Citim cuvântul sfânt care trebuie să aibă răsunet și autoritate în mintea noastră când îl auzim, așa cum a fost în cazul regelui Iosia, care s-a sfârșit hainele când s-a citit în carte. 66. Cu unul așa vorbește Domnul. Versetul 2. Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut, vorbește despre creație, cer și pământ. Și toate și-a acordat astfel sfința, ce Domnul, iată spre cine voi deta privirile.
spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel ce se teme de cuvântul meu. Frumoasă învățătură are Biblia. Psalmul 31, versetul 19, în aceeași idee care sper să fie implementată, că eu n-am prezentat aceste arme ca să trăiți sub stres, să spuneți la noi cum vom fi bombardați, de pe uscat sau de pe apă. Infanteria sau cavaleria va veni, artileria, nu. Să mergem la adunare, că au început să se deschidă așa în număr limitat și să ne temem de Dumnezeu în orice loc, în orice vreme, și nu mai trebuie să ne temem de aceste arme, nici de armele oamenilor care ne pot trage la socoteală și unii vor plăti cu viața. Nu ne vom mai teme nici de boli, că ele vor fi doar un mandat ca să mergem la odihnă. Dar nu vor fi o sândă, fața Domnului va fi favorabilă. Și chiar dacă trebuie să primim o nuia omenească, o încasăm, că ne aduce aminte conștiința noastră unde ne-am făcut vinovați. Deci, Psalmul 31, versetul 19, o, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Psalmul 34, cu 4, i-am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Dacă vă temeți, îmi spunea o soră, de boli, de persecuție, căutăm pe Domnul, ne izbăvește de temeri. Versetul 9, da, ne vom teme de El, temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui. Și nu ne mai temem de recesiune, de fel și fel de crize, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de leu duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul Iisus niciun bine, că e scris că cea bogată nu se închirieze pentru pâine, și săraci să aibă din belșug. Ce n-a fost așa când a cucerit Nebucadnețar Ierusalimul? Le-a dat la săraci avere și pe ceilalți i-a dus în robie, iar pe alții i-a omorât cu sabia, depinde ce repartiție aveau. Da, dragii mei, să ne temem de Domnul cu toată inima. Cum scrie și în Psalmul 145, versetul 19, El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și scapă. N-a strigat o safat și l-a scăpat Domnul? Ba da, că Dumnezeu este bun, numele Lui să fie slăvit. Și mai este ceva, chiar dacă unii nu vor suporta aceste pedepse și vor muri cu coastele pline de grăsime, cum au observat Asaf și alții, se vor trezi cu pedepsele divine care sunt mai crunte după înviere. E vierme care nu moare și nu moare nici bolnavul, e tot ros în conștiință. Spune Scriptura în cartea Maleahi, la capitolul 3. Într-o vreme în care oamenii, cum spune o vorba, învățăm din istorie, că oamenii nu învață din istorie, n-au înțeles cât de crunt îi pedepsise Dumnezeu și iarăși s-au dedat la porniri rele. Și scrie în Maleahi, capitolul 3, că între ei erau credincioși. Și erau ispitiți să spună, versetul 14, degeaba slujim lui Dumnezeu, ce am câștigat dacă am păzit poruncile și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor, carcase datorie, cum spune Solomon în finalul cărții Eclesiastă. Acum fericim pe cei trufași, dar celor le merge bine, ispitesc pe Dumnezeu și scap, până vin pedepse, înainte de moarte, sau după înviere, la judecat. Atunci, ce sistem de Domnul a vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta, l-a ascultat și o carte al cerei aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Și asta înseamnă să ții cont de ce-i scris, să respecti cu toată evlavia, cu toată inima. Și se va vedea atunci, versetul 17, ei vor fi ai mei, ce Domnul vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care slujește. Și atunci noi nu vom mai suporta nici vreun fel de disciplinare. Eu trebuie să spun că nici mustrare nu vom mai primi, nici măcar una verbală. Da? Și veți vedea din nou atunci deosebire de cel neprihănit
Nu așa am citit în Ezechiel 14, că scapă cei nevrednici și le sunt pedepsiți. Ba da. Și cel rău dintre cel ce slujește Dumnezeu și cel ce nu slujește. Vom fi noi gata ca noi, Daniel și Iov, să slujim, să trăim, mai noi singuri. Că îi va duce valul pe cei mai mulți, vor fi rătăciți, cum scris în profețiile Domnului. Vor veni învățători mincinoși, proroci mincinoși, istorici mincinoși și vor rătăci pe mulți. Veți rezista? Să vă temeți de Domnul. Să păziți cu scumpătate cuvântul, să vă feriți de tot ceea ce este rău. Dacă așa vom face, atunci, cum spune poetul Ioanid, în fața slavei sclipitoare, în ceasul lumii cel mai greu, când cei ce au dat pe sfinți la fiare vedea vor forța creatoare, eu voi șopti cu adorare, e Tatăl meu. Pentru că nu-i tot una să fii dat la fiare ca sfânt și să-și primești cunună de martir sau să te lovească Dumnezeu prin fiare sălbatice și să-ți aducă o sânda încă de aici, în avans față de o sânda eternă. În capitolul 4, Maleahii scrie mai departe că unii vor sări de bucurie, va răsări soarele neprihănirii peste cei ce s-au trudit să fie neprihăniți, chiar la umbră, chiar prin necazuri. Da, că despre ceilalți vine ziua care îi va arde, nu va rămâne nici rădăcină, nici ramură, nici sămânță de oameni răi. Că pedepsele care am vorbit sunt aici, celelalte spuse de Domnul, nu pricep cum sunt și nu-mi face plăcere să mă gândesc cum vor chinui oamenii veșnic. M-aș bucura să se pocăiască în timp ce sunt pedepsiți aici, că până la un moment dat, acesta e scopul pedepsilor, recuperarea. Dar de la un moment dat, cum scrie și în cartea Apocalipsei, că se trece la orgii, nu mai există întoarcere. E argint lepădat, pentru că nici focul nu l-a putut curăța. Așadar, Dumnezeu își rezervă dreptul să își deslănțuie mânia prin armele sale, când vrea, când vrea, cu cine vrea, dar ține cont de ai săi de fiecare dată. Cu ei are alt tratament, îi tratează ca pe niște copii. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu să-i fim plăcuți, să fim temători de Dumnezeu, ca să nu suportăm o sânda împreună cu lumea. O, dea Bunul Dumnezeu să fim frați cu Noe, Daniel și Iov. Rămână teme de gândire aceste trei nume pentru cei ce vor să se teamă de Domnul și să-i slujească. Și dacă se vor teme și ne vom teme de Domnul, nu ne mai teme de armele mâniei Lui, nu sunt pentru noi, sunt pentru lumea de afară. Numele Domnului să fie slăvit și binecuvântat. Amin.